Salutare, bine v-am regăsit la cea de-a 15-a misiune din GTA 3. Hai să continuăm. Așa, deci, să dau un pic mai tare, că nu prea m-au auzit. Așa, acum m-au auzit bine? Perfect. Unde am rămas noi? A, trebuie să mergem la... Mă rog, trebuie să salvez jocul. Că nu e așa, e cam înțeploșat sau... Mai e cam puțin înnorat, dar n-ai nimic. O zic că o să plouă și na. Nu uitați să vă dați butonul de like, să strângem cât mai multe. Acum scuzați că salvez de câteva ori. Păi mi-a zis să mai salvez două ori, dar tot trebuie să fac asta. Pentru ca să se facă calmea zi. Așa, unde mergem? A, la Tony mergem. Ce ne-a mai dat? A, să luăm am luat noi servietea aia din episodul anterior sau din la 14-a misiune și trebuia să omor niște ganguri pe acolo, eram noi înconjurați și da, i-am dus banii lui Tony și adică, mă rog, i-am dus servieta aia din a 14-a misiune. Nu știu dacă o știți sau căutați acolo pe YouTube, pe canalul meu de YouTube. Așa, unde am... A, este. Saboteurs call a meeting. Unchiul Salvator a chemat o întâlnire. Așa, dar stai că e la Joey, la garaj. Așa, el pe Luigi, așa. Acei triadele e ca un război, dar nu e ca un război. Așa, ținut tot așa. Bun. Și ce a zis să luăm? Că n-am înțeles. A, să luăm limuzina de la garajul Joey. Am înțeles acum. Da, stai liniștit, Tony. Îl luăm pe Joey, dar stai că e și înăuntru Joey. Am uitat că faza asta. Am uitat de faza asta. Dar asta e, măcar... Asta e să se vadă aici banii. Scuzați pentru asta. A, nu mai văd nimic prin cei copaci. Voi mi-a zis să nu mai pe scurtătura asta că nu prea văd. A, aici o parcă. Bun. O, asta e limuzina, da. A, stai că luăm și pe Joey de aici, da. Mă, ce îmbrăcat e Joey, frumos costum. Dar parcă că m-am îmbrăcat și eu calmă, da, asta e. Și pe cine am mai să-l luăm? A, pe Luigi îl luăm pe ăla, da. Păi, prostule, m-a lovit un pic ăsta, mi-a spart și geamul. Oh my gosh, cred că vine și trag sau trage, nu-i habar, n-am. Dar nu cred că ne face absolut nimic ăștia. Ia, cine face? Nu face ăștia absolut nimic, îi doare la... Îi n-are niciun stres ăștia, nu are ce să ne facă nouă. V-am zis, eu de asta, fără să te atace cineva, adică... N-are ce să-ți facă nimeni, adică nici triadele, nici mafioții, nici Diablo, nu știu, tot felul de ganguri. Băi, te bagi... Hai că mai ziceam cu tâmpenii. Se băga ăla în fața limuzinii, doamne. Sfinte Sisoie, lasă... A, luăm și pe... Stai așa că luăm și pe Tony. Da, chiar bine că mi-ai spus asta. Bă, și pe... Stai să respire mai întâi din... A, pe stai mă așa. Nu respire nicio limuzină. Dar chiar bine că mi-a spus. Hai să luăm pe o scurtătură. Op, oh my god. Oh, stai. Ce-am făcut, m-am omorât un porc. Vă scuzați-mă. Oh, de capul meu. Sunt așa tâmpit. Și trebuie să scap și de poliție. De poliție. Și cred că știu locația. Oh my god. Cred că știu loc. În fine. O să-mi ia, cred că, 6 minute să caut pe spray-ul ăla. Că trebuie să scăpăm de poliție. Cam mor din greșeală un polițai, asta e. Asta mie nu mi se întâmplă când... Da, păcat că n-am urcat limuzina pe scurtătura aia. Așa, hai să o prea. Ca să scap mai simplu de poliție. Mi-a luat 1000 de dolari. Bun. Adică. Stai că m-a lovit și la spate. Asta e, n-am ce să-i fac. Pe bune, a doua oară cu noroc. Da, o să scăpăm și câteva minute. Aici ești curcănii.
Noi ne plimbăm. Hai să scăpăm. Gata. O să mai fac nicio belea, că altfel o să dau de mare bucluc și na. Să mai fac nicio belea, vă promit asta. A, ah, dar stai. Băi, nu. Am crezut că ar fi prima oară mașină de poliție. Stai așa, să claxonăm. Tip. Hai bă, Tony. Stai că vine și ea, mă, gangurile alea. Stai așa că vine și mafioții, dar chiar. Dar oare ce fac ăștia? Stai că ăsta vine la noi. Vine ăștia, triadele. Dar chiar, try it. Fie rar să fie. Vine ăștia. Hai. Oli. Băi! Era... O, te bă, calcă și polițaiul. Doamne sfinte. Vine ăștia cu viteză. Da, așa. Da, bă, că noi... Ia ieșit, mă. Hai că le-am făcut o surpriză. Gata, mă. S-a rezolvat problema. Gata, bă, s-a rezolvat problema. Gata, bă, i-am rezolvat. Eu așa fac. Așa... Hai să merg... Hei, Luigi! Așa... E... Așa, da... El e băiatul meu... Mama ta... Habar n-a zis să fie îngropată... Voi lucra pentru asta. Tony, cum se simte mama? Miroși bine Firenze. What? Cred că glumești. Ăsta miroase a Firenze italian. Ce naiba? Am auzit multe lucruri despre tine, băiatul meu. Nu e rău. Nu e rău că mi-a zis băiatul meu. Băi, ești nebun? Mă știe salvatorul ăsta? Băi... și facem misiune de la ăsta de chiar. Stai să salvăm jocul și până încheiem filmare. Urmăm cu 16 misiuni. Stai așa, măi. Stai să luăm armură, stai. Să luăm armură. Așa. Bun. Luăm armură. Că în caz de se întâmplă ceva, nu trebuie obligat armură. Dacă n-a puțin nimic ăsta, mă cau. Bun. Așa. Bop, măcar am sărit fix pe mașina aia. Da, se pare că așa e. Așa, să luăm jocul și până încheiem filmare. Ne revedem în a 16-a misiune sau în a 15-a, că va suntem în a 15-a misiune. Așa, până ne vedem în a 16-a misiune. Bun, cam asta a fost episodul de GTA 3. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like și ne vom revedea în a 16-a misiune. V-am pupat, salut! Ciao.